Locuitorii comunei Costești, raionul Râșcani, au fost asigurați cu apă potabilă de calitate. Asta grație eforturilor comune ale guvernului Germaniei în parteneriat cu cel al Republicii Moldova. În localitate a fost lansat un proiect de aprovizionare cu apă și canalizare, care este în fază de extindere pentru asigurare cu apă și canalizare în mai multe localități. Cu această ocazie, Iurie Leancă s-a aflat într-o vizită și a discutat cu locuitorii din Costești despre următoarele proiecte de viitor. Am ajuns admeste, în mod special cu prilejul lansării acestui proiect. Eu vreau să vă spun că nimic mai important decât accesul la apă de calitate nu este. În Moldova abia 50% din populație au acces la apă de calitate bună. Apă este, dar numai de calitate proastă. Și dumneavoastră știți foarte bine, dacă apa nu e bună, atunci omul se îmbolnăvește foarte repede. Și mă bucur foarte mult că sunt aici cu prietenii noștri germani. Avem de la GZ, la finanțători, mai corect spun, care ne-au dat bani. S-a implementat proiectul de apă și canalizare în Druitoarea și care EPIROL va fi efectuat pe viitor. Valoarea totală a proiectului de aprovizionare cu apă și construcția rețelei de canalizare este de aproape 2 milioane de euro.